E trupa de șoc. Iohti. Ce faceți, măi, copii? Copii, copii! Atâta, că ați zis copii, vin toți. O, ce grăsălani sunt, frumoși. Ați venit și voi, mamă? M-am ascuns. Bună dimineața! Se meșterește. El a venit la cules de roșii, tata, ia uite. Și-a adunat roșia și-a plecat. Aceste două rodii sunt lipite. Ce se întâmplă? Au început să se îngălbenească. Și când încep rodile să se îngălbenească, am așa o senzație de toamnă. Căci se pare că se apropie toamna. Asta e... E lung, dar n-are niciun... Ce? Niciun bob. Vai de mine. Eu singură? Ultimii ștuleți de porumb de fiert. Cam seci, ce să zic. Astăzi ștuleții noștri de porumb sunt cam anorexici, i-aș putea numi eu. Dar chiar și așa îi punem la fiert. Ultimii pe care îi avem din grădină. Anul acesta nu ne putem plânge, ne-am răsfățat cu porumb fiert, adică am mâncat pe săturatelea. Asta fiind ultima tură. Astăzi am pregătit cartofii ori. Să prăjim, să scoci tigaia, o salată și ouțe. Meniu clasic de vară. Văd mai puțin la ele, cum s-au așezat ele toate la umbră acolo, la găinușe cu resturi. Să aducem și ouțele și totodată facem și sălățica, așa că adunăm tot proaspăt azi pentru salată. Am mai arătat de mult pe arbolele de tomate. De-abia așteptăm să se coacă fructele, să le înfructăm din dânsul, primul an de rod la noi. Și îl vedeți ce bogat este. Iar în spate acolo avem un măr. Iar domnul păzește pomii. Oh, bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon petit negre? Am o găină neagră pe aici. 2, 4, 6, 8. Dar ieri nu le-am luat. Ce-i mamă? Așa că din acest motiv avem 8 astăzi. Iar doamna, hai să o vedeți. Unde este ea cățărată? Ce vorbim despre dânsă? Ia uite. Ce faci, fata, acolo? Aoleu! Mergem cu ouțele. Să vedem castraveți. Avem 2 castraveți mutanți, după cum se poate aprecia. A, uite că avem 3. 2 mai mici, așa, mai mutanți. Bine, și al treilea e mai grăsuț, așa. Hai să luăm și un alt de gras. Am un oricel pe aici. Aici e băgat. O, frumos, frumos. Asta e un gras. Asta sunt ce drăguțe. Niște roșii din astea mov. O, trebuie frumoase. Ce ceapă uscată de aici din lădiță. Cred că 2 îmi ajung. 2 cam așa. Ce l-a făcut de salată. Și ouțele într-un colțișor. Și iau de ce bine arată. Într-un casă la mâncărică vreau să vă arăt ghivecelul ăsta cu ardeiul ăsta iute. E un ardei iute super, super picant. Ni l-a dat un vecin și îl vrem pentru să facem soluții, nu să consumăm, că nu poți consuma astfel de ardei, e super iute. Într-o scală de la 1 la 10, 10 fiind cel mai iute, ăsta are 8. Deci e oribil de iute. Îl folosim, repet, să facem diverse
licori magice pentru dăunători. Uite, în combinație cu aloe vera e foarte, foarte bun pentru afide sau alți gândaci care ne atacă culturile. Așa că, să-l vedeți și mai de aproape, e super, super mică, seamănă cu chile, ardeiul, ia uitați-l, dar ustură, deci cum ai mușca dintr-una, începi să sughiți. Iar aici am un trandafiranș, super, super înflorit, uitați-vă și voi, ce minunăție aici. Mami, tu vrei ou? Nu. Nu? E bun, tata, ou. E? E bun, ou. Eu nu vreau. Ai terminat salata? Da, da, da. Tati, tu trei ouă? Pune tu farfurii, că ouăle acum sunt gata. Acum că am terminat cu procesarea de alimente, de făcut mâncare, vreau să bag spălat și să bag și chestiuțele astea. Am fost în weekend și mi-am luat trei lucrușoare de la reduceri. Asta e magazinul meu favorit când e vorba de reduceri și în mod normal, pentru că sunt haine așa care mie îmi plac. Și dacă tot sunt aici, să dau etichetele jos să băgăm la spălat, hai să vă arăt ce am cumpărat. Prima și prima oară, toate sunt de toamnă. O cămășuță din material gen blug, care, uitați ce mânecuță superbă are. Vine ușor bufant așa la mâneci, da? Dar e absolut minunată. Trebuie să mă dau mai în spate să o vedeți bine. Și așa arată ea. Apoi boțită, că a stat tot weekendul în pungă, da? Are și aici niște bolănașe, o vedeți? Super, super drăguță. Mi-a plăcut tare, tare mult. Și detaliile ei mi-au plăcut mult și asta să mă pun mai bine. E super, super drăguț, așa cum îmi plac mie hăinuțele. O vedeți? Astea sunt mânecuțele. Și a fost 7,99 de la un 30 de euro care era înainte. Așa că scoasă și eticheta și băgată la spălat și pregătită pentru la toamnă. Țin pungă, așa că sunt în topul ăsta și nu vreau să fac parada buricului pe aici. După care mi-am luat această minunată bluză. Deci nu mai priviți-o cât de superbisimă poate fi, absolut minunată, repet, pentru toamnă, cu acest guleraș absolut minunat, care e total stilul meu. Adică știți că îmi plac chestii cu volanașe, cu fundițe, foarte așa pe stilul meu. Asta a fost 16 euro de la 35, adică 36. Super, super drăguță și dânsa. Mi-a plăcut multicel și e un material foarte, foarte drăguț. Mâneci clasice. Are așa ca un fel de broderie în material. Absolut minunată. Dar ce mă încântă cel mai mult e gulerașul și culoarea. Mi se potrivește destul de bine, mai ales pe vreme rece, e ok. Iar din Stradivarius, că am trecut și pe acolo, am găsit o singură chestie care mi-a plăcut așa și mi s-a părut mai interesantă, practic mai pe stilul meu. 3,99 de la 10 euro și e un top super simplu, adică o bluziță cu mânecă lungă, dintr-un material așa ușor elastic, care vine mulată pe corp, super, super drăguțică. Și dânsa și are și puțin guleraș, dacă se poate aprecia. Vedeți, așa e ridicată puțin pe gât. Nu vine să fie ca o helancă, dar vine puțin ridicată pe gât. Și în talie aici vine, o vedeți? Cam așa e modelul. Așa, adică ar veni de băgat în pantaloni, în blugi, ceva așa. Uite, și gulerașul. Și cam atâta am cumpărat de la reducere în ceea ce privește hăinuțe. Aș mai vrea să pun o comandă online la Springfield, dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla. Momentan mă duc să bag astea la spălat. Dragilor, și închidem vlogul de astăzi cu imagini din sufragerie, unde pasiflora, ia uitați-o, înflorit. Avem și copăcelul ăsta înflorit, iar suculentele își duc viața liniștite la soare. V-am pupat și ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul.